Avem două aparate aproape identice, cu diferența că cel din stânga este cu câteva luni mai nou decât cel din dreapta și, în plus, acesta are posibilitatea de a utiliza cartele, respectiv fabricația actuală a aparatelor TPSI are și dotarea de cartele. Cartelele pot fi de două tipuri, tip card sau tip breloc. Clientul poate utiliza funcțiile cartelor sau, dacă nu dorește, nu le utilizează. Principala funcție a cartelei este de a restricționa accesul la reglările aparatului pe diferite ierarhii de utilizatori, iar scopul principal este de respectarea tehnologiei, respectiv de a stabili o disciplină tehnologică. Un alt avantaj principal al acestor aparate este că există posibilitatea de a instala un soft nou sau de a face upgrade la softul existent, fără a schimba nicio componentă a aparatului. Noi, la aparatele proprietate a firmei Mecano Sud, instalăm tot timpul ultima variantă a softului primit de la Fronius pentru a arăta clienților noile performanțe ale aparatelor. Upgrade-ul de soft sau softul nou îl poate instala singur clientul sau putem să-l instalăm noi cu laptopul. Clientul se poate informa și consultând site-ul Fronius oficial sau poate să testeze noua versiune la noi la firmă sau putem să aducem aparatul nostru pentru a fi testat la firma clientului și pe producția clientului. Firma Fronius are aparatură foarte performantă cu care creează linii sinergice noi, care este bază tehnologiei de sudare, care se regăsește în VPS-uri. În concluzie, în softul nou pot să fie îmbunătățiri ale liniilor sinergice, pot să fie introduse funcții noi sau pot să fie modificări de grafică a ecranului în scopul utilizării mai ușoare a aparatului.